începe cu o confruntare din Liga 1, Universitatea Cluj, Sportul Studențesc. Lung și Sorin Ciobanu sunt ceilalți componenti. Premier League, un meci spectacol între Arsenal și Norwich, o partidă încheiată. Dreptul de joc al fotbalistului Codruț Cioranu de la Sportul Studențesc. Cioranu este pe banca, dar sunt prezenți și arbitrii. Totul este pregătit pentru debutul acestei întâlniri dintre Universitatea Cluj și Sportul Studențesc. Un meci de totul sau nimic pentru Sportul în sfârșit. Meciul din tur dintre cele două formații a fost unul extrem de spectaculos. Un meci. Studenții au avut o cădere în ultimele runde. Acel 1-1 de la Târgu Jiu pentru clujeni au marcat Vlad Morar și Adrian Cristea. Beța o pasă cu călcâiul către Valentin Lazar. Mendy pierde acolo duela. Frumos driblingul lui Novak. Continuă Daniel Novară. Partida a fost acolo un foul făcut de Abrudan și este lovitură liberă. Urelea până la Novak. Acesta pasează bine pentru Ferfelea. Ferfelea va încerca să depășească pe Galamaz. Îl păcălește din preluare. Centrează Ferfelea foarte bine. Marinescu centrează. Respinge Daniel Lung. Meciul pare să fi fost aprins de golul marcat mai devreme de Vlăduț Morar. Acțiunea Studenților acum este una interesantă. Păstrează balonul Daniel Novak și Morar primește galben pentru cele două tentative de alfa, cu siguranță Morar. Iată prima sa tentativă de alfaulta pe Novak. Acesta a rezistat, însă la a doua încercare Morar a reușit să-și doboare adversarul. Lovitura liberă este executată de Ferfelea. Prelungește bine lungul până la Novak. Curelea pentru Novak. Novak obține prin planul în duelul cu Mendy. Centrează bine pentru Ferfelea. Felea. Și acum mingea ajunge Ghinga, acum îi trimite lui Novak, atac prelungit al Sportului Studențesc. Novak se întoarce foarte bine. Novak șutează în blocajul lui Galamaz. Ghinga îi trimite lui Ferfelea, o pasă pentru Valentin Lazar. Lazar! Totul de la 19 și 15 minute, iar de la 21 și 45 de minute este derbiul etapei dintre CFR Cluj și Dinamo, meci care va avea locul lor. Daniel Lung pentru Daniel, un alt Daniel, Novak. Novak, o pasă. Minte, mulți dintre jucătorii care sunt astăzi la Ceahlău au rămas la echipa nemțească, să folosesc un clișeu, care este și astăzi pe teren la Sportul Studențesc. Repet, îl vom vedea probabil de săptămâna viitoare pe Curelea. Un șut curajos al lui Daniel Novak. De această dată, lovitura de la colț. Noi vedem în reluare șutul lui Daniel Novak. Distanță mare față de poarta. Poate bine în centru, în dreapta a campionatului. Frumoasă această trecere a lui. Timp în care jocul n-a fost întrerupt, mingea n-a ieșit în afara terenului, n-am avut niciun fault, avem încă un contraatac. Se bate bine lovitura liberă, surprinsă apărarea celor de la Panduri. Ocazia lui Novak. Neat acel spațiu din defensiva gazdelor. A urmat șutul lui Novak. Minge respinsă în corner. Viorel Ferfelea. Dacă l-atacă Sportul cu Daniel Novak. Bună această schimbare. Leonard Dobre, poziție corectă. Dobre! Mingea trimisă foarte. Stelian Stan. Foarte, foarte repede în această întâlnire. Aproape de recuperare dinamoviștii. Însă Leonard Dobre, Ferfelea acum la minge. Ferfelea păstrează balonul. Combină cu Daniel Novak și încă un moment în care dinamoviștii au emoții la această execuție a lui Daniel Novak. Un șut puternic al lui Novak
mingea a șters transversala. Excelentă execuția lui Nou. Blocată, a intervenit acum Moții. Un dribling frumos al lui Daniel Novac și pasa este la fel pentru un fost goalkeeper al Stelei, Cezar Lungu. S-a aflat multă vreme în lotul roșialbaștilor, însă Grigore greșește pasa, recuperează Lungu, Daniel Novac. Novac reușește să paseze pentru Ionuț Șerban. Valentin Lazar acum pasează din prima. Lazar, Nistor cade și scoate lovitura liberă. Nu a fost Nistor, îmi cer scuze, cel faultat de Moții, ci Daniel Novac. Novac are 24 de ani. Și a adunat 25 de meciuri cu acesta. În Limunteanu, mingea nu mai ajunge însă la Dorel Stoica. Novac acum în acțiune. Novac per reușită, o intervenție corectă la minge, însă mingea rămâne în posesia studenților. Novac șutează pe lângă poartă. Ce șut puternic a prins aici Novac. O mare, mare surpriză felul în care Sportul Sulențesc evoluează în 2012. Oare teză foarte bună, știm acest lucru. Greșește însă pasa, recuperează Novac. Novac a făcut cel un meci bun până în acest moment. Mai devreme, Novac riscă un dribling în fața lui Florin Dan. O minge care sare la Dobre, iese Albuț. Oh! Să vedem, 4-5 minute, un șut. Să vedem, nu a fost cu talpa în față, da? Lazar blochează, excelent, Robert Ilieș, Sepsi, Silaghi și reușește să respingă Novac. Acum Nistor, centrarea lui Nistor, minge care ajunge la Novac, Novac evită acolo un jucător, Novac peste poartă. O nouă ocazie pentru Sportul Studențesc. Sunt peste tot băieții lui Daniel Isăilă. Iată, nu era nimeni pe 16 metri, Ilieș și Astafei au ajuns târziu acolo. Ilieș care joacă în zonă ce Albuț. Respinge Novac după duelul cu Florin Dan. Novac, iată, reușește să se ridice și să ajungă el la minge. Astafei urmărește foarte bine și Lazar din prima reușește să-i trimită lui Novac. Acum o pasă pentru Ferfelea. Ferfelea a încercat să-i scoată lui Dobre și Silaghi reușește. Decizie. Cum Ferfelea încearcă să treacă de Cordoș, Dan Matei, o execuție hilară, Novac, Stelian Stancu, îi lasă balonul lui Lazar. Lazar, o centrare foarte bună a lui Lazar! Novac, ce ocazie pentru Sportul! Novac s-a băgat sub minge, nu a reușit să ajungă într-o poziție confortabilă. Ce intrare a reușit Lazar, de calitate. Sportul a jucat un fotbal bun aici la Târgu Mureș. La margine Silaghi pentru Apostu, un balon prea înalt la care nu ajunge Bumba. Trece Novac, n-ar căutase interiorul Nistor la această fază. Beța.